cei care urmărim Antena Play și îi vedem pe Paul și pe Roxana și separat, nu doar împreună. Am văzut de atâtea ori foarte multe discuții între Roxana și fete, când Roxana le spune fetelor că ea nu simte de niciun fel că îl iubește pe Paul și că nu ar spune niciodată că îl iubește. Nu înțeleg de ce nu se dau și aceste lucruri în live și adică parcă simt că l-amăgește pe Paul cumva, nu știu. Aduceți-vă aminte ultima discuție și cea mai recentă, atunci, duminică, când era afară și o întrebare a Luca, băi, Roxana, se vede că tu stai cu Adina, că de când stai cu ea, când este vorba despre iubire, ești foarte sceptică, ironică sau ceva de genul. Și Roxana i-a spus, păi da, că eu nu simt că iubesc pe nimeni și nu de asta sau ceva de genul. Cel puțin Adina, Raluca și Miruna, Deni, cred că știu foarte clar că Roxana le-a spus atâtea ori că ea nu-l iubește pe Paul, că nu simte dragoste, nu simte iubire. Adică majoritatea fetelor știu acest lucru, dar când se discută acest subiect în live, toți pare așa că ca și cum nu o spun pentru că nu este sigur de sentimentul respectiv sau pentru că sunt timizi sau din alte motive, dar noi am văzut clar când duminică spunea că nu este fericită în relația cu Paul și în alte zile, în fiecare zi este aceeași discuție, de câte ori se vorbește despre dragoste, despre iubire, Roxana este extrem de reticentă și atât.